Pentru moment, compania caută un constructor care ar putea să primească până la 800 de milioane de lei. Stația ar urma să fie gata cel târziu în primăvara anului 2018 și alegerea localității nu este întâmplătoare. Zăcămintele din județul Gorj asigură cam 40% din producția OMV Petrom. Gazele care vor fi procesate la Hurezani vor fi extrase din zăcământul Totea, a cărui exploatare a început în 2012. În vara anului trecut, OMV Petrom anunța că investițiile în Gorj s-au ridicat la peste 1,3 milioane de lei. De acești bani au fost amplasate 21 de sonde noi și alte instalații mai vechi au fost modernizate. Jurnaliștii de la Busy Day spun că localitatea de nici 2000 de locuitori ar putea să devină un punct important în viitoarea infrastructură energetică europeană. Transgaz a primit recent de la Comisia Europeană echivalentul la aproape 800 de milioane de lei pentru a construi un gazoduct care să lege Bulgaria de Ungaria. Conducta ar urma să înceapă la Giurgiu și să se termine la Arad, dar în drumul ei ar urma să treacă și pe la Hurezani.